Am trecut de la chiflele din linte la chiflele de năut. Am vrut să încerc și această variantă și pot să vă spun că sunt foarte gustoase, moi și pufoase. Sunt făcute din boabe de năut hidratat, nu conțin gluten și ies delicioase. Seamănă foarte mult cu chiflele din făină de grâu integrală, iar coaja este subțire și moale. Prima dată am lăsat năutul la hidratat peste noapte. După aceea am adăugat o parte din ingrediente în blender: năutul hidratat, uleiul de măsline, apa și sarea. După ce l-am mixat foarte bine, am pus pasta de năut într-un bol. Am adăugat râțele de psilium și am amestecat totul. Separat, într-o cănuță, am pus praful de copt și zeama de lămâie și le-am amestecat. Am turnat amestecul peste aluat și am frământat foarte bine. Am format chiflele și le-am așezat în tava tapetată cu hârtie de copt. Ca să nu se lipească aluatul când faceți chiflele, puteți să vă udați mâinile cu puțină apă. Le-am lăsat la copt timp de 30 de minute la 180 de grade Celsius.